Astăzi voi reacționa la cele mai creepy înregistrări cu animatronicii din FNAF. Videoclipul de astăzi, băieți și fete, va fi unul foarte, foarte horror, pentru că foarte mulți dintre voi, fraților, mi-a spus să reacționez la The 10 Most Disturbing FNAF VHS Tapes. Din câte am înțeles, fraților, sunt niște casete de-astea super creepy cu animatronicii din FNAF. După cum puteți vedea, este un videoclip destul de lung, însă o să reacționăm la primele 5, că da, sunt top 10, reacționăm la primele 5 și după în episodul viitor la următoarele 5. Să hai să vedem care-i treaba, pentru că foarte mulți am văzut, băi și pete, că sunteți pasionați de universul ăsta FNAF și eu vă zic sincer, nu prea știu nimica din el, dar aș vrea să aflu, chiar aș vrea să aflu, așa că scrieți la comentarii dacă, nu știu, dacă aveți vreo nelămurire, adică dacă am eu vreo nelămurire și vă întreb ceva, dacă sunteți amabili să scrieți la comentarii, bro, că nu știu nimica. Deci prima dată scrie warning. This video contains frightening and distressing scenes that will not be suitable for those under the age of 13. Hoppa! Ok, pot să fiu gen 100% sigur că e-mail-ul, că mesajul de pe Instagram pe care l-am primit cu videoclipul ăsta, mă, nu se reacționează la asta, nu știu dacă băiatul respectiv avea 13 ani, dar sper că avea 10. Hai să vedem. Voice Boss Box Test, filmed by the Dark Lord Kappa. Hai să vedem. Okay. Oh, asta e Chica. Voice test for the toy Chica animatronic. Hai să vedem voice test-ul. Is the introduction dialogue for Toy Chica. All I gotta do is press the button here. Ok, hai să vedem. Mamă, frate, eu nu zic, asta ar trebui să fie gen drăguț? Că nu e drăguț deloc, bro! Ok, deci asta este introducerea lui Chica. Mamă, frate, dar asta nu e drăguț deloc, bro. Cine a zis că asta ar fi o idee bună? Now. The next test is line 2 for the onstage banter set of dialogue. Starting. Oh. God damn it. Oh my god, deci ăsta care zicea că acum face dialog cu doi, dar ce s-a întâmplat? I gotta call my boss to get that ceiling fixed up with someone. Ok, mamă, uitați-vă. Oh, bă, ce s-a întâmplat cu Chica? Bă, așa arăta înainte? Nu cred, e că avea un cioc acolo. How did the beak come off? Băi, nu știu, bă, frate, mă simt așa foarte... nu știu cum voi lasă, știu că o să vină un jumpscare în orice moment. Mamă, ce se aude? Oh, asta a fost prima filmare, mamă, frate, sper să ajunge pe la finalul videoclipului în ritmul ăsta, mamă, bro. Ok, deci asta a fost cu Toy Chica. Sunt curios dacă o să fie de fiecare dată alți animatronici. Party Room MP4. Aici cred că trebuie să fie mai mulți, nu? Înregistrat de Mimber. Asta este... Oh! Ok. Ok, cine-s ăia? Oh my god, știu că o să apară ceva pe ecran, bro. Ce se aude? Uitați-vă acolo în stânga, e cineva. În stânga se uite cineva. Chica? Mamă, mamă, frate, băi, băi, băi. Ah, ăla-i Golden Freddy? Cred că da. Ok. Nu știu. Ok, frate, nu știu cum s-au făcut filmările astea. Filmarea 8. Hell, oh my god, iad.mp4. Film by Cardinal Records. Oh my god, asta o să fie horror. Asta o să fie... Oh shit. Asta o să fie un nou shit, am zis bine. Iar Chica. A, ba nu, asta nu-i Chica. Aia nu era Chica. Asta e... Freddy! Bă, ce se întâmplă, fraților? Mau, bă, știam că o să se întâmple asta, credeam că o să mai fac o dată beep-ul ăla. Asta este Bonnie, cumva.
Cred că da. Dar nu știu, face de ce au toți culoarea asta aurie. Gen. O fi că... Oh, ok. Ba nu, e Springtrap. Asta e Springtrap, nu? Oh my god, bro. Insane. Breaking news. Hurricane news. The popular children's pizzeria known as Freddy Fazbear's Pizza has been in the center of yet another tragic incident. Oh, deși că pizzeria pe care o cunoaște toată lumea, pizzeria pentru copii Freddy Fazbear Pizza, a fost în mijlocul unui alt incident. 13 noiembrie 1987, ceva uracană. 20-year-old Jeremy Fitzgerald este în condiție criminală. Oh, bro, eu, Hurricane News, credeam că vine uraganul, dar nu. Deși că băiatul ăla care era pasnic la Freddy Fazbear Pizza este în condiție critică pentru că un animatronic l-a atacat. Bro, despre ce vorbim aici, man? Ok, a zis că și că foarte mulți martori, inclusiv copii, spun că cei care a atacat este animatronicul, este, dar după s-a oprit. Și n-am mai aflat cine e animatronicul, bro. Audio will play in 5, 4, 3, 2, 1, începe audio-ul. Ce se aude? Fraților, cine e ăsta, bro? Ăsta e ăla... Afton? Ăsta e? E Afton ăsta, fraților. Adică cred că e un personaj rău. Uite-l pe Springtrap. Bro... Holy shit. Băi, e trist. Și eu sunt trist. Dacă e Springtrap, e trist, bro. Știi ceva? Și eu sunt trist. Se mai întâmplă accidente. Da, dar nu genul ăsta de accidente. Și e vorba între noi. 7. Mangle Mov. Ok. Filmat-o de Dark Lord Kappa. Hopa! Oh, Jack! Ia să-ți puțin, și 13, ia să-ți puțin, Jack. Ah, asta nu, asta era Jeremy. Credeam că e același pasnic. After many painfully long hours, yes, god damn. Stai, ce-am întrebat? Hey, Jack, ok, trebuie să termine, nu știu ce chestie. Cred că o să-l mănânce animatronicul ăla de acolo. Ok, zice prima dată, 1. Nu există fantome. 2. Și că suntem doar noi doi aici, hai că da, da, sigur. Și că și-a zis că aia este unplugged, adică e scoasă din priză și nu poate să te rănească, nu știu, fraților, eu și dacă ar fi scoasă din priză, eu tot m-aș panica, fie vorba între noi așa, adică, nu știu, mi se pare că am cedat aici domnișoara de față. Bro. Hello. Salut, boss, sunt eu, Joseph. Deci că doar voiam să zic că eu o să fiu în locul lui Jack noaptea. Ala, acum sună pe Afton. So far, everything seems to be no- Opa, faci ai cumva camera aia de dinainte? Aba nu, uite-o pe acolo. S-a întâmplat ceva? Se duce în camera asta, fraților, unde era monstru ăla, dar... Bă, uite ce s-a întâmplat aici? Da, fraților, cum îl numește? Mamă, cum e monstru ăsta, că am uitat de el, e bun. Vreau să zic că Bambalina. Nu.
Bă, am uitat. Asta e Foxy? Nu, Foxy. S-a auzit ceva acolo. E mort. E mort. Este pur și simplu mort. Ia vedeți. Ok, se pare că a supraviețuit și acum iară se uită pe camere. Oh my god, ba, ok, fraților, ok. Bro. Video feed lost. Bă, l-a sunat pe șeful lui acum. Grăbește-te. Mamă, ora 1:24. Jesus Christ. Joseph, ești acolo? Jeremy? Joseph, ce s-a întâmplat? Oh my god, la mine poate să vorbească, că l-a mâncat, l-a mâncat animatronicul. Și că dacă se întâmplă ceva, pleacă de acolo și sună, mai că mai poate să plece de acolo, frățiorul, ai că mai poate, da? Oh my god, bă, băi, și uite, bă, mă simt așa super ciudat când mă uit la chestiile astea. Mamă, săracul de Eli, băi, disperat, fraților, vă dați seama. Să nu mai are jumpscare acum. Fugi, pleacă! Mamă, e încuiat! Bravo, mamă, deci asta a fost cea mai horror filmare de până acum. Ne mai uităm doar la filmarea 6 și la filmarea 5, băi și fete. Nightmare. Coșmar.mp4. Filmat de Mimber. Mamă, nu-mi place asta face. Deci nu ești la animatronic. Ce ăsta la animatronici? De ce ești în camera ta, frățiorul? Ah. Și acum se mută aia, fiți atenți, se uită în spate și nu mai e aia acolo, fiți atenți. Bro. Mamă, începe să respire greu. Bro. Asta trebuie să fie ceva drăguț, băi, și fete, adică nu aia de la început, dar reclama asta. Că nu e. Doar așa, eu să vă spun. Cinci. Sound response check. Filmat de Bettington. Ce e asta? Oh, no. Jacob? Asta e Chica, sora mea, vezi că a intrat la baia băieților, dă-i mai spate, știi ce zic? Te-ai dus. Te-ai dus. Le iam acasă cu tine. Chica? Chica, mă sperii. Ah, dar asta e filmarea unui copil, bro? Credeam că gen filmează tot ăla. Asta e filmarea unui copil, frate, că era voce de copil acolo, bro. Oh, something wrong. Aha, da, merge ceva în nașpa. Anyways, I'll be back to upgrade the others. For now, just play the sound response manual and everything should be A-OK. Ok, aici zice ceva de ficțiune ale animatronicilor în legătură cu sunetul, că dacă e sunetul prea mare se opresc automat sau ceva de genul. Audio will play in 3 seconds. A, deci trebuie să pun asta ca să se miște animatronicii, gen. Au zis că vă descurcați voi cu asta și după vedem. If Chica has responded correctly, she should be looking left.
Nu se uită în stânga, se uită în față. Dacă Chica nu a răspuns corect, please ensure there are no children present. Vă rog să vă asigurați că nu e niciun copil prezent. Dar de ce? A, deci cu aceste sunete controlează animatronicii, băi și fete, în cazul în care nu v-ați prins. If Chica has responded correctly, she should be looking left. Se uită în... Nu se uită în dreapta, se uită tot așa. Audio o să mă intrești o dată în 3 secunde. Nu merge, fraților, nu merge, băi. Cred că sunt copii acolo, ascunși undeva. Sau un stomac cu ei. Cine știe. Doamne ferește. Dacă Chica a răspuns corect, trebuie să se uite în dreapta. Nu se uită în dreapta, sora noastră se uită tot în față, băi, nu funcționează. Nu funcționează, frățioară. De ce tot încerci chestia asta? A trebuit să o ia razna acum, nu? Că e și stânga și dreapta. Mamă, ce urât e. No. Ala-i Bonnie, sau cum îl cheamă? Bro, chill out, man. Chill out. Aoleu, îi pică fața, băi, voi ați văzut? Mamă, era un copil înăuntru, bro. I can't breathe. Mamă, patrule. Oh, dar ce, nu mai avem 5? Bro, dar asta nu era 5-6. A, o fi că ăla a fost scos, o fi că era ceva prea... A, ba nu, ăsta a fost 5. Sound response, ce că am înțeles. Băieți și fete, scrieți la comentarii dacă vreți să facem și partea a doua, mea, adică ce să reacționăm și la următoarele, mi se pare foarte creepy.